Salutare prieteni, astăzi vă prezint un nou episod în care vă recomand 5 aplicații tari pe Android gratuite pe un nou format video. Îmi pare rău că nu am reușit să mai adaug în ultimul timp un episod, însă pe lângă acest hobby mai am și un job. Și gata cu vorbărea, să-i dăm drumul. Prima aplicație recomandată pe ziua de azi este numită și MyMail. Această aplicație vă poate gestiona toate conturile de e-mail la oaltă, fie că este vorba de Hotmail, Gmail, Yahoo, Outlook și așa mai departe. Aplicația vă permite să examinați, citiți, răspunde și transmite mesajele dumneavoastră, precum și pentru a adăuga și a vizualiza fișierele atașate. După părerea mea, această aplicație este foarte importantă dacă aveți mai multe conturi de e-mail, este foarte ușor de utilizat, ceea ce vă recomand cu încredere. Aveți un format de trimitere a unui mesaj foarte simplu și ușor de utilizat. Aveți o rubrică de căutare în mesaje, chiar în cele trimise sau în cele primite. După cum vedeți, acestea sunt tipurile de e-mail-uri acceptate de această aplicație. În această rubrică vă puteți edita e-mail-urile adăugate pe această aplicație. Aici vă puteți edita detaliile fiecărui mail în parte, precum poza de profil, nume, prenume și așa mai departe. Cam așa arată un mail primit. Iar acum vedeți un repli la acest mail. Foarte simplu. A doua aplicație din acest episod se numește Simple Weather. Că tot a venit vremea călduroasă și câteodată instabilă, am decis că aplicația recomandată să fie Simple Weather. O aplicație interesantă, simplă, rapidă, încât și bunica o poate folosi foarte ușor și este foarte precisă. Acum vă puteți destinde sau să vă puteți plănui vacanța peste câteva săptămâni liniștiți, știind vremea pe care o s-o simțiți atunci. Această aplicație, după cum vedeți, se pot vedea informații pe ore, zile și săptămâni, cu un grafic foarte ușor de citit, mai ales având o setare foarte interesantă de a te notifica când este vremea călduroasă pe parcursul săptămânii care vine. Aveți informații despre vânt, umiditate, presiune atmosferică și multe altele mai avansate. Cu o interfață atrăgătoare și o animație interesantă, această aplicație este de până acum una dintre cele mai atrăgătoare și prompte de până acum, bazată pe informații despre vreme. Această aplicație este gratuită și o puteți găsi în Play Store. Aveți linkul de download în descriere, cât și pentru celelalte aplicații recomandate din acest video, le puteți găsi acolo. Continuăm cu aceste aplicații nemaipomenite și gratuite de pe Play Store. Următoarea aplicație se numește Lumi. Este o aplicație bazată pe fundal Live 3D, lucrând cu giroscopul telefonului dumneavoastră. Imaginile respective mișcându-se în timp ce îți miști telefonul în mână, creând un val 3D. Aveți o gamă destul de mare de imagini live 3D, gratuite, cât și multele altele contra cost. Aceste imagini pot fi atinse pe ecran, cât și mișcarea telefonului, creând un efect de val interesant pe telefonul tău.
Această aplicație este foarte bună în caz că te-ai plictisit de telefonul, cât și monotonia din telefonul tău. Aplicația este gratuită, având un link de descărcare în descrierea de mai jos. A patra aplicație recomandată din acest episod se numește Lens Launcher. E un launcher cu stilul unei lupe trecând peste aplicații, făcând un zoom către acestea. Este foarte util atunci când ai multe aplicații pe telefon și nu dorești să ai multe pagini în care să-ți cauți aplicația dorită. Panoul de control a acesteia este foarte ușor de utilizat, îți dă opțiunea de a vibra în timp ce dorești să intri în aplicația aleasă, având posibilitatea de a-ți alege dimensiunea fiecărei iconițe pentru o ușoară căutare, cât și alegerea dimensiunii bulei de zoom. Pentru ieșirea din acest launcher se efectuează prin datul drumul bulei de zoom între aplicații, adică în spațiul liber dintre ele. Nu uita să dai un like la acest video. Următoarea aplicație recomandată de mine, cât și bazată pe creșterea de instalare în ultima perioadă, se numește Wallgram, o aplicație pentru imagine de fundal al telefonului tău pe Android. Această aplicație are un număr de sortare de peste 21 de categorii, având mii de imagini de fundal de la HD până la 5K. Imaginile de pe această aplicație se salvează automat pe cardul SD, având și o interfață elegantă și o aplicare a imaginii de fundal, apăsând doar pe un buton. Aveți o varietate de categorii în care puteți alege diferite imagini precum arhitectură, natură, mâncare, tehnologie și multe, multe altele. Nu uitați, pentru descărcarea acestor aplicații aveți linkurile în descrierea de mai jos. Această aplicație este gratuită și o puteți descărca din Play Store. După cum spuneam și mai devreme, această aplicație descarcă automat imaginile pe cardul tău SD, oricum imaginile descărcate sunt foarte comprimate datorită rezoluției foarte mari și să nu ocupe mult spațiu. Și cam atât pentru acest episod. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uita să dai un like și un subscribe la canalul meu de YouTube.